Pe parcursul celor 11 luni s-au înregistrat în Dâmbovița 409 accidente de circulație. Principalele cauze au fost neacordarea priorității de trecere vehiculelor sau pietonilor, angajați regulamentar în traversarea străzii, indisciplina pietonală, abaterile comise de bicicliști și viteza. Încălcarea regulilor în trafic privind acordarea priorității de trecere a determinat producerea a 118 accidente de circulație, dintre care 20 au fost grave și 9 28 ușoare. Indisciplina pietonală a fost cauza de producere a 104 accidente rutiere, din care 28 grave și 77 ușoare. Ca urmare a baterilor comise de bicicliști s-au înregistrat 20 de accidente grave și 85 ușoare. Viteza excesivă sau neadaptată a determinat producerea a 19 accidente grave și 72 de accidente ușoare.